ziua, prin vicepreședintele Pro-România, domnul Daniel Constantin. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Cum mai merge cu Pro-România? Am văzut că săptămâna trecută anunțați înființarea Pro-Europa, partidului format din 20 de deputați. Grupului parlamentar, în Camera Deputaților. Eu zic, așa să vă răspund direct la întrebare, eu zic că lucrurile merg bine cu partidul. Sigur că m-aș bucura să meargă lucrurile bine și în țară, să spunem așa. Faptul că merg bine, asta arată că cei care sunt la putere nu doar că nu o duc ei bine ca și partid, dar duc direct România într-o direcție greșită. Și atunci, sigur că sunt foarte mulți parlamentari care realizează că orice minut pe care îl petrec în continuare alături de cei care conduc astăzi două partide care au fost apreciate la un moment dat pentru calitatea umană, cei care conduc astăzi, din păcate, partidul, nu îl duc în direcția potrivită și nu duc nici România, pentru că, din păcate, astăzi conduc și România, nu o duc în direcția potrivită. Eu mă bucur că sunt din ce în ce mai mulți care realizează că ceea ce am spus eu și vă amintiți cu siguranță în aprilie 2017 se adeverește. Am spus de atunci că am făcut un program de guvernare, a fost unul, să spunem, relativ bun în anumite puncte. Place să cred că și noi am contribuit atunci, eu fiind copreședinte ALDE, să avem foarte multe măsuri de dreapta, de creștere economică, creare de locuri de muncă. Din păcate, m-am realizat printre primii că sunt alte intenții în dreptul celor care, domnului Dragnea și domnului Tăriceanu, și am plecat. Ulterior, încet, încet, și-au dat seama mai mult. Și astăzi, uitați, sunt foarte mulți care părăsesc barca, corabia, să spunem așa. Dar care este stadiul concret al înființării acestui grup la cameră? Dacă am văzut că domnul Nicolicea spunea că la toamnă se poate discuta. Noi am încercat să respectăm toate prevederile regulamentare, chiar și cele pe care noi le considerăm neconstituționale. Grupul, cum spunea și astăzi, se numește Pro-Europa dintr-un motiv foarte simplu. S-a trecut acolo o prevedere de către, eu zic că e ușor abuzivă, de către cei care conduc coaliția PSD-ALDE, în care se spune că partidele care nu au candidat în alegeri, adică în 2016, nu își pot face grup parlamentar. Din motivul ăsta nu se numește Pro-România, ci se numește Pro-Europa. Mai sunt două articole care oarecum se bat cap în cap. Noi considerăm că unul este neconstituțional. Nu poți să vii să spui că sunt deputați de rang 1 și deputați de rang 2. Că cei care sunt de rang 1 au anumite drepturi, iar ceilalți nu au drepturi. Și anume dreptul de asociere. E un drept constituțional. Și din motivul ăsta, eu aștept ca și Curtea Constituțională să se pronunțe. Chiar astăzi, sesizarea pe care noi am făcut-o pe regulament va fi pe masa Curții Constituționale și sper să avem un răspuns chiar și astăzi, sau dacă nu, să rămână în pronunțare și în zilele următoare. Chiar sunt prevederi neconstituționale, abuzive, dacă vreți, un fel de dictatura majorității. Dom'le, suntem noi astăzi la putere, modificăm regulamentul cum vrem noi. Asta voiam să vă întreb, cum își justifică această amânare PSD-ul? Bine, PSD-ul vine și spune, există un literă de regulament care, chiar dacă nu o spun, ați văzut în plen, eu am mers și am prezentat argumente, regulamentul pe care ne-am bazat și articolele pe care ne-am bazat. PSD-ul, prin vocea domnului Nicolici, a domnului Dragnea, a spus, nu puteți să faceți, mai vorbim la toamnă, dar pe ce vă fundamentați? Aveți un articol de regulament? Nu au fost în stare să spună, dar, mă rog, asta e mai puțin important. Eu vreau să înțeleg acum și dumneavoastră, dar în special cei care ne urmăresc. Nu e o ambiție personală să avem grup. Nu neapărat să avem funcții la nivelul Camerei Deputaților. Dar sunt câteva chestiuni. În momentul în care ai grup parlamentar, ai un număr de minute corespunzător numărului de parlamentari în care poți să vorbești. Atât de abuziv se poartă astăzi cei care conduc și Camera Deputaților și Senatul, încât toți parlamentarii vin după fiecare lege și explică. Am votat așa pentru că, sau am votat împotrivă, sau m-am abținut. Noi toți, ceilalți care suntem neafiliați, trebuie să ne exprimăm punctul de vedere după ce trec toate legile, când nimeni nu mai este atent, toată lumea pleacă din sală. Că lucruri din astea abuzive. Mai e un lucru însă foarte important pentru care noi ne luptăm, și anume, dacă ai grup parlamentar, poți să ai oameni în secțiile de votare, să păzești voturile. Pentru că, din păcate, mai sunt practici din acestea și astăzi, în care unii încearcă să fure voturile. Și atunci, noi nu vrem grup parlamentar decât din acest motiv. Să putem să vorbim
și să putem să ne apărăm, să avem oameni în secțiile de votare care să apere voturile pe care le exprimă electoratul. Acum sunt 20 de deputați. Sunt 20 de deputați și vor fi chiar și mai mulți în zilele următoare și un senator. Și un senator. Asta, Pro-România câștigă pe zi ce trece, oricâte un fost social-democrat, oricâte un actual social-democrat. Să ne așteptăm în perioada următoare la un nou val de genul acesta? N-aș spune neapărat val, dar cu siguranță sunt oameni care vor să părăsească, asta este chestiunea, nu mai sunt de acord cu ceea ce se întâmplă acolo. Modul abuziv, ne spune, în care sunt conduse cele două partide. Și vor să vină să-și exprime, unii dintre ei sunt colegi cu care am lucrat în guvernul Ponta și știu că atunci când partidele erau conduse de alți oameni, atunci când România și guvernul erau pe mâinile altor oameni, lucrurile mergeau în direcția potrivită. Nu putem să continuăm așa și eu sper că odată cu aceste veniri, în cel mai scurt timp, să se schimbe majoritatea, în primul rând la Camera Deputaților. Se vehiculează că inclusiv primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar veni în Pro-România. S-au purtat discuții cu doamna primar pe această temă? De unde credeți că a apărut informația asta? Bun, a apărut informația pentru că este într-o opoziție doamna Firea în interiorul partidului și cred eu că bine face. Am văzut că exprimă de fiecare dată argumentat de ce nu e de acord cu bugetul, de ce nu e de acord cu anumite măsuri. Am văzut că au început să-i schimbe oamenii, consilierii municipali și mai departe. Și probabil că de aici au apărut aceste zvonuri. Doamna Firea nu poate să plece pentru că și-ar pierde mandatul. Dacă își dă demisia din PSD, își pierde mandatul. PSD-ul nu o dă afară, după cum ați văzut, indiferent ce ar spune, prea-și mai permit să piardă oameni, nici parlamentari și nici primari care au totuși în spate un vot numeric foarte important. Sau o notorietate așa cum are Gabriela Firea. Sau o notorietate așa cum are doamna Firea și încrederea, spun eu, nu numai notorietate. Și atunci dânsa nu poate să plece, este în funcția de primar și nu cred că își permite să piardă această funcție pentru că are niște promisiuni pe care le-a făcut și probabil că vrea să le implementeze. Dar discuții s-au purtat pe tema asta? Nu s-au purtat discuții pe tema asta atât timp cât este în PSD. Cum spuneați și dumneavoastră, anul acesta ne vom confrunta cu două serii de alegeri, europarlamentare și prezidențiale. Vă propun să le luăm pe rând. Cum stă Pro-România la capitolul lista pentru europarlamentare? Bun, noi nu ne-am concentrat foarte tare pe acest lucru. Am văzut, domnul Victor Ponta a anunțat că va deschide el lista. Da. Pe locul 2, doamna Corina Crețu. Ce se știe de celelalte locuri? O să le stabilim probabil în jurul datei de 10 martie, nu mai devreme, pentru că acum suntem într-un proces de organizare. Sunt foarte mulți oameni cu experiență care au venit în aceste zile și care se străduiesc zi de zi în sediu de partid sau în teritoriu să începem acest proces. Primul proces e de strângere de semnături. Sper să avem mâine aprobată hotărârea de guvern și de săptămâna viitoare să începem să strângem acele semnături. Știți că fiecare partid trebuie să aibă minim 200.000 de semnături. Pentru noi ca partid nou e foarte important, e un fel de test pe care trebuie să-l trecem și sper să avem nu doar 200.000 de semnături, ci mult mai multe. E un bun prilej în care să verificăm activitatea organizațiilor locale, să ne asigurăm că avem oameni în secțiile de votare în toate cele 18.000 și ceva de secții cât are România. Deci noi ne-am concentrat mai mult pe procesul acesta de organizare și cred eu că lucrurile merg bine. Vreau să vă spun că valul, așa cum l-ați numit dumneavoastră, nu este doar în Parlament. Sunt foarte mulți oameni în teritoriu care au aderat la ideile noastre, care vin social-democrați? Din toate zonele. Eu am spus săptămâna trecută, am fost la Sibiu, am fost la Alba, la Harighita, Covasna și am spus la Sibiu că sunt foarte mulți care și de la ALDE m-au întâmpinat, am discutat. Săptămâna aceasta vor trece o parte dintre ei în zona noastră, aș spune eu, armata, pentru că avem nevoie de această armată. Eu le mulțumesc că sunt alături de noi. Deci nu numai din zona PSD, din toate zonele vin oameni. Ce se întâmplă? Marele atu al Pro-România, cred că este modul în care s-a guvernat în perioada 2012-2015. Sunt foarte mulți colegi care au fost în acea guvernare și care astăzi sunt în funcții de conducere și duc mai departe experiența pe care au căpătat-o. Foarte important, când mergi în teritoriu, eu vă spun că există un risc foarte mare vis-a-vis de participarea la vot. Oamenii s-au cam săturat. Nu prea mai au încredere în partidele politice, nu mai au încredere oamenii politici și atunci când văd în față un om care are deja o bază de discuție pentru că îl recomandă pe omul respectiv
ceea ce a făcut într-un mandat de ministru sau într-un mandat de parlamentar, cum este cazul la noi, cu mulți care au guvernat în perioada 2012-2015, lucrurile mult mai ușor se așează. Ăsta este marele nostru avantaj și încercăm, prin profesioniștii pe care îi avem atunci, să încercăm să motivăm toți oamenii care erau dezamăgiți și nu aveau alternativă. Spuneți de organizare. ProRomânia are acum filiale în toate județele, în toate cum... Suntem în plin proces de organizare, dar avem filiale peste tot. Unele mai puternice, altele în construcție. Asta e nevoie de oameni cu experiență care să facă lucrurile așa cum trebuie. Ce scor își propune? E foarte important, vorbeați de Victor Ponta, cap de listă la ProRomânia. Într-un timp atât de scurt, nu e ușor să crești notorietatea partidului. Și atunci Victor Ponta conduce lista din două motive. În primul rând, că are notorietatea, toată țara știe de Victor Ponta și activitatea pe care a avut-o. Și în al doilea rând, pentru că vrea în felul acesta să valideze toată lista de candidați. Făcând comparații, am văzut că apar deja informații și de la alte partide, altele deja au anunțat lista de candidați. Eu pot să vă asigur și pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc că ProRomânia va avea cea mai bună listă. Oamenii cei mai profesioniști dintre toți candidații pe care veți avea. Asta cred că e un lucru pe care îl vor stabili cei care votează, dar eu pot să vă asigur, din punctul meu de vedere, oamenii cei mai buni probabil că vor fi pe lista ProRomânia. Se vehiculează că inclusiv domnul Mihai Tudose ar fi pe lista de europarlamentare. Nu, vă spun că n-am discutat acest aspect. Mihai Tudose are o experiență extraordinară în actul de guvernare, în administrație și cred că oriunde ar fi pus să candideze ar fi un avantaj. Ce scor își propune ProRomânia la europarlamentare? Un scor cât mai mare. Vom vedea, nu ne-am stabilit un obiectiv, dar eu cred că va fi o surpriză frumoasă. Eu sunt surprins plăcut, să știți, de amploarea pe care a luat-o ideea aceasta noastră de ProRomânia, de oameni profesioniști, de oameni care știu cum să facă lucrurile, și la nivel central și în teritoriu și în sondajele de opinie. Sigur că mai sunt și sondaje de opinie care, cum să zic, se fac așa pentru a influența oarecum opinia publică și în acelea poate că suntem sub scorul real. Dar majoritatea sondajelor de opinie, după cum ați văzut, deja consolidează România la un anumit prag și cred că suntem pe drumul cel bun, însă trebuie să muncim foarte, foarte mult. Referitor la prezidențiale, domnul Victor Ponta anunța chiar în urmă cu o zi că ProRomânia va avea o candidată la alegeri. La cine s-a referit? Putem spune doamna Corina Crețu cumva ar putea fi candidatul ProRomânia la prezidențiale? Știți cum e un candidat pentru funcția de președinte? Nu pot să-l inventez peste noapte. Sunt oameni care au experiență, unii sunt deja alături de noi, alții nu pot oficial să vină alături de noi, dar avem o bază de selecție. Și s-ar putea să avem, și nu cred că a prezentat o certitudine Victor Ponta, dar a zis că analizăm foarte clar dacă și această variantă de a avea o doamnă este o variantă acceptată de electorat. Dar ce pot să vă spun? Am anunțat de foarte mult timp, în urmă cu un an de zile, că vom avea propria noastră listă de candidați. Mulți speculau că vom face nu știu ce fuziune sau că vom face vreo alianță. Nu. Avem propria listă de candidați la europarlamentare și propriul candidat. Și cred că dacă lucrurile vor continua în acest ritm, avem șanse mari să oferim o alternativă în toamna acestui an. Eu mă uit așa pe toată plaja politică și se prefigurează câteva nume. Dragnea Tăriceanu, Dacian Cioloș și alți câțiva. Eu cred că dacă vom ieși cu un candidat dintre cei pe care analizăm în momentul de față, avem toate șansele să intrăm în turul 2 la alegerile prezidențiale. Alături de Iohannis? Cred că da. Cred că alături de actualul președinte, care sigur că are un avantaj fiind președinte în funcție. Spuneați și reprezintă oarecum zona de dreapta unde lucrurile par să se coaguleze în jurul domniei sale. Spuneați de domnul Tăriceanu, ce șanse îi dați? Credeți că are șanse să ajungă în turul 2? Poate mai multe decât Liviu Dragnea? Dacă domnul, nu va fi candidatul coaliției, ce-i drept. Doamna Firea a făcut, acum mă întorc la doamna Firea, a făcut o afirmație. A spus, domnule, dacă tot nu mă lasă să guvernez aici local, domnul Dragnea, și mă urmărește peste tot, o să-l urmăresc și eu pe dânsul peste tot. O să vă spun că aceeași ambiție am și eu cu domnul Tăriceanu. Dacă domnul Tăriceanu va candida, sigur, nu voi candida, dar cu siguranță voi fi cel mai aprig opozant al domniei sale.
din convingere, nu din ambiție. Chiar sunt convins că nu putem să avem vreodată un președinte așa cum este Tăriceanu în această țară. Îl cunosc foarte bine și atât cât am eu credibilitate, o să fac tot posibilul să îi conving pe, și pe ceilalți că nu este un candidat potrivit pentru țara noastră. Da, de domnul Cioloș, ce spuneți? Eu am lucrat cu domnul Cioloș încă de acum 13-14 ani și din punct de vedere tehnic cred că am avut o colaborare foarte bună. Guvernarea domniei sale însă a lăsat de dorit, pe ansamblu. Am văzut cu toții. E cunoscută ca și guvernarea zero și nu vorbim doar așa că sună bine chestiunea asta. Zero fonduri europene în anul 2016. Investițiile cele mai scăzute erau la vremea aceea. Nu mă așteptam ca în 2017 și 2018 să avem investiții mai mici decât în guvernarea zero, cum se spunea. Am avut, din păcate. Asta, acolo a condus guvernarea PSD-ALDE. Dar ca să mă întorc, fonduri europene zero în 2016, investiții la un nivel foarte scăzut, nu este un proiect cu care să ieșim în față. Eu am o supărare și personală. În 2015 am aprobat legea irigațiilor. Și domnul Cioloș știa din 2013-2014 că voi veni cu acest proiect, fiind comisar european la vremea respectivă și discutând cu dânsul să avem o sumă foarte mare de peste 400 de milioane de euro pentru infrastructura secundară, pe care o avem în buget. În momentul de față o implementează domnul Daia. Legea irigațiilor s-a promulgat în 15 noiembrie 2015 și guvernarea Cioloș trebuia să o implementeze. Zero lei pentru sistemul de irigații. Eu m-am asigurat că în programul de guvernare 2016-2020 va fi prioritară și dacă vă uitați la Ministerul Agriculturii, prima măsură și care se și implementează, nu cu viteza pe care aș fi dorit-o eu, este aceasta, reabilitarea sistemului de irigații. Domnul Cioloș, din păcate, fiind și din zona de agricultură, știind și importanța, pentru că altfel pierdem fondurile europene dacă nu facem infrastructura principală, din păcate nu a considerat-o prioritară și n-a acordat niciun fel de fonduri pentru această măsură. Asta e o chestiune, până la urmă știți cum, în politică avansezi, dar trebuie să te ții de chestiunea profesională. Eu de asta am intrat în politică, să pot să îmbunătățesc chestiunea profesională. Sunt inginer zootehnist, m-am dus la Ministerul Agriculturii. Nu m-am dus în altă parte ca să, pentru că simțeam că și politic pot să mișc anumite lucruri. Cred că dacă aș fi fost în locul domniei sale să fii prim-ministru și să pleci din zona de agricultură, aș fi acordat o atenție mult mai mare acelui sector și nevoia mare în 2016 pe mandatul domniei sale era la irigații. Deci nu îi dați prea multă șansă, domnului Cioloș. Nu, pentru că nu are ce să pună pe masă. Ce spune electoratului? Cum ar putea agricultorii să-l voteze pe domnul Cioloș când n-a făcut nimic pentru sistemul de irigații? Cum ar putea cei care lucrează în aparatul public să voteze guvernul, lista domnului Cioloș, când acolo se regăsește ministrul muncii care nu a dus la o finalitate legea salarizării unitare, dacă vă amintiți? Sau pe lista domniei sale ministrul fondurilor europene, cel care... Deci eu cred că cum să spun, cu USR-ul punctual am colaborat în Parlament pe anumite proiecte. Cum și cu PNL-ul, cum și cu alți colegi din PSD. Și cred că USR-ul începuse să se coaguleze. M-a surprins total. Cred că e o listă total neinspirată. N-aș fi pus atâția miniștri care, din păcate, nu au cu o comunicare, nu au ce să comunice în campanie ca și realizări. Da. Avem într-un final un buget mai întârziat, dar... N-avem bugetul, mai asta e problema, da. Cum vi se pare proiectul acesta al PSD-ului? Este bugetul lăcomiei, ca să parafrazez pe cineva. Lucrurile nu sunt în regulă. Și vă dau doar câteva exemple. În primul rând, după 2 ani în care investițiile au fost la nivelul cel mai scăzut din ultimii 10 ani, avem o promisiune importantă că vor fi investiții mai mari. În realitate, ele nu se vor îndeplini pentru că eu cred că a fost o chestiune voită, intenționată, să vii cu bugetul mai târziu ca să nu poți să faci investițiile. Dacă se ajunge cu aprobarea bugetului în martie la consiliile locale, imaginați-vă că se ajunge undeva în aprilie, poate chiar mai, până se încep licitațiile. Că nu poți să pornești o licitație fără buget. Până se încep licitațiile. Nu mai avem timp în anul 2019 să facem și lucrările ca să putem să le și decontăm. Și atunci acele investiții vor rămâne doar pe hârtie. Un alt exemplu este prioritizarea care s-a făcut. Poți să pui 100 de milioane de euro la partidele politice și 2 milioane de euro la autostrada Târgu Mureș-Iași. Este, cum să spun, sfidează orice limită a bunului simț. Autostrada Pitești-Sibiu, de asemenea, are un buget extrem de redus.
Când mai faci? Nu mai vorbesc de spitale, de educație, de alte lucruri. Acum am văzut că domnul Dragnea, așa, într-un exces de populism, văzând că presiunea noastră în principal la Pro-România, că noi am vorbit de acest buget, și nu știu cum să-l numesc, extravagant, să spunem, pentru partidele politice, a venit și a spus, domnule, bine, mai reduc eu de la partidele politice 140 de milioane de lei din 400 și ceva de milioane de lei și ducem la copii sau la nu știu ce programe. La vitamina D. Bun, nu, acum s-a orientat către altceva, a trecut acolo, sunt banii care s-au tăiat de la servicii. Deci, populisme mă fac să cred că au fost oarecum intenționat bugetul dus acolo ca să iasă în față domnul Dragnea să spună că uite ce bun e domnia sa și ia de la servicii, ia de la partide și duce pentru nevoile copiilor. Cred că dacă ai fi fost un om responsabil, de la început ai fi plecat cu aceste priorități. Da, de și exemplele pot continua, dar vreau să mai pun un lucru, o tușă foarte importantă. Acest buget nu ar trece fără voturile UDMR. În momentul de față, coaliția PSD-ALDE nu mai are majoritate. De asta eu am făcut un apel în aceste zile, plecând și din Harghita. Săptămâna trecută, vineri, am fost în Harghita, m-am oprit și în Covasna puțin. Am fost în Gheorgheni, unde populația română de etnie maghiară e majoritară. Și oamenii îmi spuneau, dom'le, nu avem locuri de muncă, nu avem infrastructură, nu s-a dezvoltat turismul. UDMR-ul e la guvernare din 89. Totuși, dacă tot contează atât de mult și uite, bugetul stă în voturile lor, măcar să aducă ceva finanțări aici. Nu s-au văzut acolo. Asta vreau să atrag. Eu îi cunosc pe mulți din zona UDMR și știu că sunt oameni responsabili. Și am făcut apel și fac apel în continuare, să fac apel și în Parlament. Dom'le, dacă tot votați bugetul, faceți o negociere pentru popor, nu numai pentru cei din Harghita, Covasna, dar pentru toată țara. Dacă tot stau lucrurile, pentru că altfel toți o să știe, chiar și populația de etnie maghiară, o să știe că UDMR-ul e părtaș la acest buget, la subdezvoltare, ca să spunem așa. Oricum, până acum am văzut că udemeriștii sunt puțin cam sceptici în privința bugetului, acum... Da, eu n-am înțeles, au spus acum o săptămână că nu e în regulă ce se întâmplă cu bugetul, mai ales cu acele cote transferate către autoritățile publice locale. După care, la câteva zile, mai ales după ce am dat noi acea scrisoare, acel apel pe care l-am făcut, au spus s-a schimbat algoritmul. Păi nu s-a schimbat algoritmul, poate decât în proporție de 2-3%. S-au schimbat multe lucruri. S-au schimbat asta... negocierile între timp, poate. Nu știu, poate că ar fi bine să cunoaștem mai multe despre aceste negocieri. Nu neapărat eu, cât întreaga țară ar trebui să cunoască ce se află în spatele negocierilor. De ce azi lucrurile sunt negre și mâine s-au albit. A tăiat Dragnea de la servicii, din bugetul serviciilor. Este o bătălie acum între... Da, a fost zmeu pentru o noapte, ca să zic așa. A tăiat o sumă imensă, după care suma s-a redus. Mă rog, dincolo de chestiunea asta, este o chestiune prin care încearcă, dacă mă întrebați pe mine, să păcălească opinia publică, să arate că el este singur împotriva tuturor. E o chestiune electorală și nimic mai mult, dar care cred și eu că în anumite puncte ar putea aduce grave atingeri sistemului de siguranță națională. Una stabilești în CSAT pe baza unor legi și alta vii și stabilești la nivelul Parlamentului doar ca să îți crească ție cota politică. Sunt lucruri care nu sunt demne de un om de stat. Un om de stat, fie direct, fie prin reprezentanții pe care îi are în CSAT, pune lucrurile pe masă acolo. Le discută în mod deschis. Hai să vedem ce facem pentru a nu aduce atingere acțiunilor de siguranță națională și hai să vedem de unde putem reduce, că asta e, nu avem buget, asta e realitatea. Da, să le faci aceste discuții, să le prezinți public într-o manieră în care spui, dăm copiilor, lăsăm serviciile, nu poți. Această asociere cred că este, toată lumea și-a dat seama, este populistă, electorală și nu este demnă de un om de stat. Da. Domnule Daniel Constantin, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim.